Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. România este semnul clar al eșecului de astăzi al Uniunii Europene. Să vă explic, e o mică poveste la mijloc. Grupul de state împotriva corupției, GRECO pe scurt, a adoptat un raport ad hoc privind reformele justiției din România. Despre ce e vorba? Simplu. România este chemată să dea explicații scrise în fața Consiliului Europei în legătură cu reformele din justiție. Când trebuie să dea România aceste explicații? În iunie. Dacă le va da la finalul lui iunie, sunt deci 3 luni până atunci. 3 luni, fraților! Cu 82 de voturi pentru, o abținere și 36 de voturi împotrivă. În nici 2 ore, cele 3 legi ale justiției au trecut fără probleme de plenul Senatului, cameră decizională. Și vin și eu și întreb ca prostul, de ce tocmai în iunie, fraților? De ce nu peste o săptămână? GRECO a luat această hotărâre acum, după ce o delegație a grupului a fost în februarie în România. Deci iată, o procedură care a început în februarie merge până în iunie și după iunie naiba știe când se va finaliza. Și vorbim despre birocrația noastră? Păi în comparație cu birocrația UE, la noi e parfum, tati. Și ăsta e doar un aspect. O treime din fondurile europene dezangajate, pierdute de statele Uniunii Europene în exercițiul financiar 2007-2013, aparțin României. Asta înseamnă mai bine de 1,5 miliarde de euro. Suntem campioni la acest capitol, asta arată datele Comisiei Europene. Exact același lucru s-a întâmplat și cu fondurile europene. Tu, UE, vrei ca România să absoarbă aceste fonduri, să se dezvolte, să bage banii în infrastructură, în reconversie profesională, în digitalizare, în tot, corect? De la ideea asta plecăm. E, dacă asta vrei tu, UE, de ce dacă îi vezi pe români că sunt proști, nepricepuți, incompetenți, cioditori, de ce nu găsești în atâția ani o formulă de a le băga românilor pe gât aceste fonduri? De ce, mai exact, pentru că asta e întrebarea cheie, de ce integrarea europeană în unele cazuri nu este una adevărată, pe bune, efectivă, nu doar pe hârtie? Ce să... chestii socotele, adică... Revenind la justiție, cred că e total neproductiv să schimbăm rapoarte și scrisori care se întind pe niște perioade atât de lungi, pe legi care ard acum, astăzi. De ce nu poate exista, nu știu, un fel de minister mixt român-UE? Poate că e o mare tâmpenie ce zic, este într-adevăr, dar după capul meu, ceea ce se întâmplă acum e total neproductiv, atât pentru noi, cât și pentru UE. În ciuda faptului că România a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri de venit pe ora de muncă anul trecut din întreaga Uniune Europeană, angajații noștri au printre cele mai mici salarii după bulgari. Potrivit Oficiului European de Statistică, românii câștigă pe oră de 5 ori mai puțin decât media europeană. Pare că sunt și prost plătiți și ineficienți, deoarece la capitolul productivitate, țara noastră ocupă unul dintre ultimele locuri din Europa. Înapoierea noastră a rămas constantă în raport cu Uniunea Europeană și nimeni nu pare preocupat să găsească o soluție. Suntem ultimii la toate capitolele, în toate clasamentele. A, așa, că ne trageți de urechi până la Bruxelles, că ne mai dați un capac după ceafă, o porcărie de-aia de MCV, vax, îl doare la tenis pe Ciordache. Altă întrebare. Cu fondurile europene, ani și ani, nu s-a întâmplat decât să se demonstreze că nu știm, că nu putem și că se fură. UE n-are nevoie de asta, România n-are nevoie de asta. De ce să pierzi atâta timp pe ideea, e, lasă-mă că învață ei odată și odată? Nu învățăm! Ce arată toate aceste mecanisme și toate aceste instituții peste instituții? Că UE... pute de birocrație, că se tot fac și refac rapoarte în timp ce trec anii și nu se întâmplă mai nimic pentru bunăstarea cetățenilor. Instituțional, România a făcut în ultimii 28 de ani pași de melc, se târăște practic. Este vorba despre un buget total de 568 de milioane pe care România ar fi putut să-i acceseze pentru programe de reconversie profesională, de consiliere. Proiectul nostru se referă la aproximativ 7 milioane de euro.
acest proiect se referă la cetățeni care trăiesc în trei cartiere din municipiul Sfântul George. Am cheltuit atâția bani prostește, fără mare impact în societate. Am făcut tâmpenii cu carul și mai facem niște rapoarte. E clar că viitorul UE, dacă va fi să fie unul luminos, ține de o Uniune Europeană mult mai angajată, mai inclusivă, mai preocupată să caute și să găsească soluții. Asta, să vedeți haos cu trecerea la euro, da. Mă rog, dacă va fi să se întâmple cândva în timpul vieților noastre. Eu nu cred. Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.